Performanța unicată a fotbalului vâlcean a împlinit în această lună 50 de ani, prilej cu care echipa din ediția 1972-1973 a fost reunită la Râmnicu Vâlcea și premiată. Evenimentul a avut loc în data de 14 iulie la Arenele Traian, unde au fost aplaudați și premiați jucătorii lotului care au adus la Vâlcea Cupa României la fotbal. Printre aceștia se numără și arbitrul și fotbalistul Ion Crăciunescu. Trebuie să recunosc că atunci eram elev și chiar urmăream meciurile de fotbal. După această victorie senzațională pe care ați avut-o dumneavoastră, în Râmnicu Vâlcea a fost o emulație pentru fotbal și trebuie să recunoaștem și văd și prin sală foarte mulți sportivi fotbaliști de mare valoare pe care aș vrea să-i salut pe toți. Și vreau să vă spun, eu ca primar al municipiului Râmnicu Vâlcea am încercat să fac tot ceea ce este omenește posibil pentru sport. Este adevărat că în momentul de față municipiul Râmnicu Vâlcea nu are puterea financiară de a susține o echipă în divizia A, pentru că lucrurile s-au schimbat, au evoluat foarte mult din acele vremuri. În momentul de față trebuie să fie neapărat o firmă privată care se implice cu adevărat. Avem peste 300 de copii legitimați și în acest an chiar am făcut un lucru extraordinar, echipa a promovat în divizia C, ceea ce este un început bun și sunt convins că nu ne vom opri aici. Echipa Chimia Râmnicu Vâlcea a cucerit Cupa României la data de 3 iulie 1973 și a marcat o performanță unică pentru fotbalul județean. Una dintre cele mai frumoase zile din viața mea, sincer, parcă așa m-am simțit că joc fotbal din nou. Mi-am văzut vechii colegi și pe unii am recunoscut, pe unii nu. Timpul trece extraordinar de repede, dar amintirile frumoase rămân și una dintre cele mai frumoase amintiri ale mele, sau cea mai frumoasă, fără doar ce poate, ca și fotbalist, a fost câștigarea Cupei de către Chimia Râmnicu Vâlcea. N-am jucat finala pentru că am avut ruptură cu smulgere de ligamente. Am jucat toate meciurile până în final, am plâns la finală de bucurie. Vedeți un viitor pentru fotbalul vâlcean? Da, păi așa cum la sport nu ne dădea, la handbal nu ne dădea nimeni nicio șansă și iată că suntem pe primul loc din țară, fără doar și poate. Eu cred că și la fotbal se pot face. Din păcate, trebuie să recunoaștem că nu mai prea avem industrie și combinatul chimic, că de asta îi zicea Chimia, a fost un sponsor extraordinar de bun pentru dezvoltarea fotbalului. Ce ne puteți spune despre ziua de astăzi? Cât de importantă e pentru dumneavoastră? Foarte importantă, nu așteptam. A fost o surpriză? Da. Plăcută? Plăcută, normal. Când priviți așa în urmă, la victorie, ați înscris două goluri, nu? Da. Ce vă mai amintiți de atunci? Totul a fost frumos atunci. Și acum cum e? Tot frumos. Tot frumos? Au fost cele mai importante goluri ale dumneavoastră în carieră? Eu zic că da. Și am luat și cea mai frumoasă fată din Vâlcea. La eveniment au fost invitați alături de campionii echipei din 1973 toți fotbaliștii reprezentativi care au jucat pentru clubul Chimia de-a lungul anilor.